Hai să începem cu un joc. Un joc care se numește Stone Scissors Paper. Voi știți jocul ăsta? Nu. Da, și mai să uite. UEFA, s-a fost pe UEFA. UEFA. Ia uite cum îți caut. Hai vină tot, știi? Știi-o cum faci. Știi-o, știi-o. Hai, spuneți-o. Hai, Nicoleta. Jocul are loc în felul următor. Noi împărțim cu toții și ne găsim fiecare câte un coechipier. Facem jocul între noi, da? Eu fac cu tine. Hai să-i spuneți cum mai voi faceți doi și noi facem doi. O singură dată. Și avem un singur câștigător. Hai, voi doi. Noi. Mai câștigat, da? Cum te numești tu? Maxim. Cine a câștigat aici? Așa, eu mă pun în spatele Maxim și tu spui în spatele Nicoletei. Eu acum sunt fanul lui Maxim, pentru că am de drum la Maxim și fac galerii lui Maxim. Stric, Maxim, Maxim, tu ești Nicoleta. Tu încurajez Nicoleta, eu încurajez Maxim. La final vom avea doi finaliști cu două galerii uriașe a spate care o să galerii care să încurajeze. Și Maxim, voi acum doi faceți. Maxim, tu ești Nicoleta. Păi strigă! Maxim! Voi fiți în spate, Maxim? Hai! Da? Și voi toți suntem, Maxim, hai să pare! Hai! Ați jocul? Da! Haideți să mergem pe hol să facem cu toții! Nu! Întrebări aveți? Nu! Tot e clar, da? Da! Hai să facem un... Știi care va lipsa adversarul? O singură dată, dacă ați pierdut, treceți în spate pe el. Am înțeles. Spune-i! 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 Spune-i!
Așa. Și ne ajută la fundele, ne ajută dacă ne spune jos apoi și noi spunem atunci. Ok, altcineva, cum credeți? Este o altă versiune a jocului. Aici nu vă spun stand-up, voi decideți dacă vă ridicați. Eu vă pun întrebări. Dacă răspunsul este da, atunci voi vă ridicați și stați în picioare. Dacă următoarea întrebare, răspunsul este iar da, voi faceți o sărățoră în sus. Dacă răspunsul este nu, vă așezați. Le-am înțeles? Da. Vă plac ciocolatele? Da. Da. Fără să spuneți da. Voi, cui nu-i plac ciocolatele, rămân așezați. Cui îi plac, se ridică. Vă place somnul? Da. Vă place să vă treziți dimineața tare? Vă place sportul? Ce vă place sportul? Ce vă place sportul? Wow! O să-ți placă, am înțeles. Cine vrea să pun o întrebare? Ca să-i așeze pe toți jos? Cine vrea să pun o întrebare? Tu, te rog. Cui îi place matematică? O bună întrebare. Cui îi place matematică? Nu o să rei nimeni în sus. Anastasia, bun. Cine vrea o întrebare tu, te rog? Cine vrea acasă? Cine vrea acasă? Acum e nimeni nu vrea acasă. Cam de vreme, te rog. Cine vrea să vrea acasă? Și mi-am înțeles întrebarea. Ok. Cine vrea o întrebare tu, te rog? Ciocolată. Așa, ultima întrebare, să-i așează pe tot jos? Cine vrea la balet? Cine vrea la balet? Cine vrea la balet? Eu sunt profesionist. Nu avem balerini, ok. Hai. Balerini. Pleci la balet, îți câștigi la slide. O ultimă întrebare, că se așează într cui plac temele pentru acasă? Bravo! Bun, mai facem un lucru, joc sau trecem la treabă? Trecem la treabă! Trecem la treabă! Având în vedere că majoritatea vor să trecem la treabă, trecem la treabă. Da. Ok? Noi astăzi o să... De fapt, treaba noastră tot e un joc. Asta e vestea bună. Adică... O să ne jucăm, dar de fapt o să creăm. O să creăm, după cum știți voi, un trofeu. Voi aveți trofee? Da! Câți dintre voi au câștigat deja trofee în cariera voastră de sportiv? Medalii, ceva diferit. Trofeu, da. Trofeu, da? Wow! Înseamnă că vă știți cum să ridicați trofeii. Da! Este foarte important să știți voi, până să câștigați trofeu, depuneți foarte, foarte, foarte multă muncă, disciplină, energie, sacrificiu. De asta atunci când ridici trofeu, trebuie să știi cum să-l ridici, ca toată lumea să te vadă și să bucuri cu tine, ok? Trofeul vostru o să fie ceva mai simplu ca cele care le primiți voi, dar o să fie mult mai important și mult mai valoros pentru că voi să-l faceți singur cu mâinile voastre. De asta recomandarea mea e să faceți cât mai atent, să-l desenați, să-l colorați cât mai cu grijă, ca să aveți trofeul, să îl arătați la toți și să câștigați cât mai multe wow-uri. Da? Când îl arătați la promul ăla, la colegi, zic wow! Și când îl spuneți că voi le-a făcut cu mâine voastră, toți spun wow, wow! Credeți că o să reușiți? Eu! Da? Voi, ca sportivi, trebuie să aveți o caracteristică foarte importantă. Multă, multă încredere în voi, da? Prost pasionist! O să fiți adevărați campioni, trebuie să fiți foarte, foarte încrezuți că voi puteți și voi să reușiți, ok? Da. Eu am încredere în voi. Inclusiv în fetele care rămâneți cu la acest sportul. Am încredere. Putem să facem, de exemplu, am făcut, știți cine este doamna Elena Andronic? Da. Prietena voastră? Da. Nu, prietena voastră. E prietena voastră. Eu am scris numele întreg. Trofeul este încărcat. Voi puteți să scrieți doar numele vostru. Daniel, Gabriel.